patra. Bună seara și bine ați venit la profonar cu exerciții de matematică. Așa, sincronismul nu prea mai este data asta. Da? Așa cum se ne-a obișnuit la voi, că merge perfect. Acum, mă gândesc să vă formulez repede o problemă. Un biciclist are de mers o distanță, n-am mai făcut probleme de mai multă vreme, și hai să încercăm să repetăm o serie de probleme pe care le știam, pentru că împrospătarea și menținerea în mână a metodelor pe care le-am făcut la un moment dat este o necesitate. Trebuie să înțelegem că tot timpul trebuie să avem în vedere și să putem reacționa. Deci un biciclist are de parcurs o distanță de la A la B. După ce merge 3 pătrimi din drum, da. Alo. Alo. Nu mai pot să am intrat în o altă lecție, mă iertați, ce am putut face, am făcut, da? Din Bacău. Da. Unde să viu? Păi nu am, eu sunt în locație, am venit cu prin televiziune, am ajuns la dumneavoastră, mi-a explicat ce am avut de explicat fetiței. Deci, da? Bine. Bun. La revedere. Eu mă duc în oraș la ei. Da. După ce merge 3 pătrimi din drum, din drum, da. Constată că i-ar mai trebui o șeptime din drum, da? Iar mai trebuie o șeptime din drum pentru ca să rămână o distanță, da? Pentru a-i rămâne ...56 de kilometri. Deci constată că i-ar mai trebui o șeptime de drum pentru a rămâne 56 km. Câți? Întrebarea este ce lungime are drumul? Da? Ce lungime are drumul? Ce lungime are drumul? Analizăm, gândim cu grijă, nu ne grăbim, încercăm să... Cam care idee ar fi? Să lucrăm pe segmente. Pe segmente. Ideea ar fi să lucrăm pe segmente. Deci, ne închipuim că lungimea drumului asta ar fi, așa, de la A la B. O împărțim în 4, mai întâi în 2 și fiecare în 2. Și acelea 4 ne împărțim în 7 pe fiecare. De ce pe fiecare în 7? Pentru că nu mai trebuie unul pe 7. Deci ar mai trebui unul pe 7 ca să rămână 56 de km. Fiindcă vorbim de șeptime, trebuie să înțelegem că împărțim pe fiecare în 7, da? Pe fiecare în 7. Adică... Fiecare segment, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Așa. Și acum, el merge în prima parte
Așa. Trei pătrii. Adică trei segmente. Trei segmente de acele mari, care înseamnă cât de desfăm. 21 de segmente mici. Deci 21 de segmente mici. Mi se pare că unitatea după care lucrăm în momentul de față este segmentul mic, da? Da. Deci merge trei pătrini, până aici merge în prima fază, trei pătrini, care înseamnă câte segmente? 37, 21 segmente mici, da? 21 segmente mici. Cât îi mai rămân lui? 7. Mai rămân 7. 7 segmente mici îi mai rămân, da? Da. Însă merge o șeptime, deci mai merge un segment din cele 7. Da. Și iată, merge încă un segment și constată că ar mai avea până la capăt, ar mai avea până la capăt 56 de segmente. Wow! Adică 6 segmente, 6 segmente mici, da. 56 de kilometri. 56 de kilometri și care ar însemna câte segmente? 6. 6 segmente. Ar trebui să dați un număr care se împarte la 6. Poate n-am dat bine 56, nu? Asta 56 împărțit la 6? Nu. Nu merge, nu? Atunci cât să zicem? 48. Mergem cu 48. Și atunci 48 împărțit la 6. Deci punem 48 de kilometri, da? Da. Și facem 48 împărțit la 6 ca să aflăm cât un segment mic. Corect. Exact. Deci 48 împărțit la 6 înseamnă 48 împărțit la 6 8. Egal cu 8. 8 kilometri. Și atunci facem un segment 8 ori 28. Mic, da? Un segment mic. Mic. Și facem 8 ori 28. Deci, dacă ăsta a însemnat 48 de kilometri, știu, domn profesor, cum e. Atunci un singur segment este egal cu 8. Deci un singur segment este egal cu 8. 8 kilometri, da? Și care este distanța? Deci 8 kilometri este... 8 ori 28 trebuie să facem. Da, ori 8, ori 8, 28, care ne va da 224. Deci 8 ori 28, da? Și ne va da 224. 226. Deci 8 ori... Da, da, nu 224. Ori cât? Ori 28. Da, ne dă 224. 224 kilometri. Sunt ușor. Foarte ușor, dar să știți că voi, având experiența lucrului de mai înainte, n-am stat pe gânduri. Exact. Dacă pe aceasta o dau la clasa a 7-a... Puteți să o dați când venim. Dacă la, domn profesor, dacă la un atât de simplu s-a încurcat, asta se încurcă de robitor. Sigur că da, pentru că ei vor încerca să o pună în ecuație, lucru care ar merge. Dar încă le vine greu să pună în ecuație problema. Iar cu segmente ei nici nu vor să audă. Iar sunt segmente ca și până în jurat. Pur și simplu nu vor să audă. Exact. Iată cât de ușor este, dacă ați înțeles, că e nevoie să împărți la 7, pentru că cele ce a rămas acolo nu e unitate de măsură. Și de aceea le împărțim pe toate la 7. E de parcă ar fi părțit tot segmentul la 7 ori 4, 28, de la bun început, puteam zice corect, așa, corect. La 28 de segmente. Și în felul ăsta totul era perfect. Dar noi mergem ușor pe problemă, spune așa, trei pătrimi până aici, iar mai trebuie atât, o șeptime. Și atunci imediat mintea îți fuge spre chestia asta, să facem mișcarea, să împărțim fiecare în 7, sigur că aici înseamnă 21 segmente, nici nu mai este important. E important de a mai bucata asta aici, unde purtăm discuții. Aici lucrăm. Sigur că da. Deci este foarte simplu dacă avem ideea de lucru. În concluzie, și această problemă, deci este simpluță la îndemâna noastră. Ia să vedem o altă problemă. Dați voi sau vreți să dați unități de măsură, ceasul? Unități de măsură. Unități de măsură. Bun. Ceasul. Hai să vedem cu unități de măsură. Da, iubesc unitățile de măsură. Da. Îmi dați cu virgulă să vă rămâne. Da, de măsură. Yay! Îmi place mult! Da. Deci zicem, 2,13. Înmulțit cu... Domn profesor, pot să vă spun ceva? Te rog. 48 de kilometri se egal cu 48 de milioane de...
Asta e adevărat. Deci 2,13 înmulțit cu 54 de da. 54 da. Plus 13,2 ori 5,2 decimetri egal în centimetri. Câți centimetri? Păi transformăm 54 de decametri în centimetri și vom înmulți cu 10, 100, 9000. 10, 100, 1000, 10.000. Cu 10.000 vom. Pentru că avem... El are ceva împotrivă. Se uită la mine și... Stați puțin, domn profesor. Am și argument. Da. Am decametri. Decametri, apoi am grame. Metri. Metri, mă scuzați. Deci 10. Metri, decimetri și apoi centimetri. Și câți deci, adică 10. Adică câți de... 10. 10.000? Nu. 1.000. De ce 1.000? Păi da, nu un zero. De la dam la metru, 10. 10. Da. De la dam la decimetru. La metru, la de la dam la decimetru, încă 10. 100. 100. Și de la decimetru la centimetru, încă 10 ori 1.000. Știam eu! Da, deci ai mai multă atenție. Sigur că tu exact. Și tu știi foarte bine, Daria. Deci, o să mulțim, nu deoparte, 54 da, egal cu 5, 4, urmat de câte zerouri? De 3 zerouri, da? 3 zerouri, da. Centimetri, da? 5,2 5,2 decimetri egal cu câți centimetri? 5,2 decimetri. Stați în câți centimetri? Da. Împărțit la 10, 52. 52. Dar ce împărțit? Ori 10. Ori 10, nu împărțit la 10. Mai mulți. Tot 52. Bine, 52, dar nu împărțit. De la decimetri în jos împarte. Nu? Că sunt mai mulți. Centimetri sunt mai mulți. A, da. Da, 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 da. Păi fiecare se încurcă. O fi mai mult, o fi mai puțin. Da. Și atunci când sunt mai mulți împărțit. Oricum ai zis bine. Ai zis bine. 52 de centimetri. Și acum, 5.430 mulțit cu 2.300. 2,13. Dar ce înseamnă 2,13? Centimetri, decimetri. Păi dacă cu centimetri, cu centimetri. Deci dacă mulțim cu dam, ar fost dam, dacă mulțim cu 54.000. 2,13 e un număr. De câte ori se mulțește cu numărul ăla? Da? Deci zicem, 2, prieteni, că dau și mă închidea acum cum se mulțesc asta. 2,13 ori 5,1. Dau așa un exemplu. 5,1. Haideți, domn profesor, că m-am prins. 1 cu 3, 1 cu 1. Deci mulțim. 1 ori 3, 3, 1 ori 1, 1, 1 ori 2, 2,3. Ca și cum nu țin cont de virgulă, știi cum? N-am dar nu pui virgulă acum. Ascultă. A, nu mai pun, nu? Ascultă, da. 5 ori 3, 15. 5 ori 1, 5. 6. Da, și cu 1, 6. 5 ori 2, 10. Nu, se fără nicio treabă, mulțești cum știți voi. Nu te interesează. Nu te interesează deloc. Păi într-un loc. 3, 6, 10.863. Dacă ar fi fost fără virgulă, dacă mă ținem cont, ne întoarcem și câte virgulă, câte 10 mai avem? 1, 2, 3. Și o să fie 108,6. 10 virgulă. Păi la răspunte, 10 virgulă. 1, 2, 3. Da? 1, 2, 3. Dar să vă explic de ce acum. Că numărăm câte... Da, poți să spun așa. Dar de unde îmi vine în minte chestia asta? Eu nu știu de unde vine. Da? Tu poți să mă iei la întrebări. Da. O poți face. Nu, n-ai spus-o tu așa că ai fost drăguț cu mine. Da? Acum eu trebuie să încerc să te explic. Nu vă cred. Da? Așa. Nu vă cred că e așa corect. Corect. Bine. Acum zic așa, David. 2,13 este egal cu 213 supra 100, ca asta știi. Da, să știu. Asta e corect, da? Asta e mulți la dreapta peste, nu? Peste câte? Peste 2. Peste 2. Da. Bun. Pe 5,1, 5,1, eu pot să spun că este 51 supra 10. Da. Și asta e adevărat, da? Dar vede, cu tine sau că tu ești la manșă. Tu spui dacă ești de acord sau nu.
Deci de acord cu 5,1 egal cu 51 pe 10? Și acum ce am avut noi de mulțit? 2,13. Am avut 2,13 ori 5,1, care înseamnă, după ce am discutat, egal cu 213 ori 51. 213 supra 100. Da, ori 51 supra 10. Puneți ori. Da? Ori aici, da? Ori. Și, acum, cum se mulțesc două fracții? Că și asta am făcut-o. Numărătorii între ei și numitorii între ei. Deci vine 213 ori 51 supra 100, supra 100 ori 10, 1000. Și acum, să mulțim pe 213 ori 51, ca și cum n-ar ține cont de virgulă. Da. Și cei 3 0 de acolo. Te obligă să pui. Da, te obligă să pui virgulă după 10.863. Face 10.000, la mulțire, 10.863 supra 1000. Acum are sens toată povestea asta, da? Și știm bine că împărțim... Dumneavoastră nu ne-ați spus, nu vreți să plecăm. Nimic nu vreau. Nici o chestiune la matematică învățată, adică, mecanică. Adică nu spuneți, numărați câte sunt și puneți virgulă. Că spun, ne da? Pe cuvântul meu că e corect. Dar nu spun că pe cuvântul meu, eu arăt că așa e corect, ca să înțeleagă tot omul. E bine, și acum, acum, fiindcă împart la 1000, trebuie să pun virgula asta care era la sfârșit peste 3 la stânga, da? Și face 10,863. Ăsta e motivul pentru care, după ce am înmulțit, număr 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce tare! Da, mă, că de asta e matematica. Domn profesor, deci, dați-ne un număr supra, dați-ne numere puține și puneți-le spre virgulă. Da, vă dau imediat. Da, deci, am insistat. Da, nu mai te termin, o exercițiu. Da, am avut neapărat nevoie să vă arăt, să vă justific acest lucru, ca să nu rețineți lucrurile mecanic. Că de învățat mecanic, azi învățăm în uită. Dar iată, problema asta de mai sus mi îmi spune foarte clar că dacă atunci am făcut o treabă corectă, nici n-a stat pe gânduri. Facem prin segmente că știm cum trebuie să ducem. Vedeți, s-au dus foarte repede. Așa. 13 ori. Acum, Daria, hai să ne întoarcem la... Noi avem 54.000 înmulțit cu 2,13. Dar 54 puteți să-l punem ca, pur și simplu, 54. Punem 54, ori câte? Ori 2,13. Ori 2,13. Aș să spun invers, 2,13, când vine mai bine, are 3 cifre. Înmulțit cu 54, că mi-e mai la îndemână. Și 4 ori 3... Hai ziceți, copii. Hai să fie, 2, să, 2, să, 2, fie 2, să fie corect. Mulțim cu 54 de mii. Da, de mii. Da. Și bine, 4 ori 3. 12. 4 ori 1, 4 și cu 2. Și cu 1. Da, 1, 5. Bun. 5, apoi 8, 4 ori 8. 2, 8. Da. Apoi 5 ori 3, 15. 5 ori 1, 6. 5 plus 1, 6. 10. 5 ori 2, 10. Și o să ne dea... Ia uitați-vă acum cum scrie domnul profesor. Da, trag linie. Păi da, așa se scrie. Da, și cu 0 ori le coboară. Ia uitați-vă. Neapărat. Și ele au contribuții acolo. În 54 de simplu, 54 de mii. Da? Apoi 2, 0, 1000, nu, 5, 1, 1, 11. 11 milioane. 1, 5, 0, 2, 0, 0, 0. Și punem virgula după 5. După ce? După 0, mă scuzați. După 0. După care? În fața, în spatele lui. Câte decimale sunt? Păi, sunt mai multe. Atât? Două, atât. A, da. Două, da. Două, pur și simplu două. Aici păi, și câteodată, ia uitați-vă. 115.020. Deci 115.020 de centimetri ar veni, nu? Centimetri, da. Mamă, ce mult. Deci egal aici, aș continua. Spunând că la întrebarea aceea câți centimetri sunt, așa trebuie să scrieți dedesubt, că 2,13 ori 54.000 centimetri, așa redactați copii, da? Este egal cu, exact am obținut aici,
115.000, da? 20 centimetri. Corect. Da? Centimetri. Ne ocupăm și de 13,2 ori 52 centimetri, da? Deci deoparte zicem 13,2 ori 52 centimetri, că i-am adus dam la centimetri, decimetru la centimetru și acum vrem să vedem cât avem. Facem o mulțire. Hai. Facem o mulțire de parte. Hai. Repede, voi lucrați. Eu șterg tabla. Gata! 686,4 centimetri, da? Da, centimetri. Eu fac așa, dacă ar fost cu 50, cu 10 înmulțit, ar fi fost 520. Și mai sunt, da, sunt de acord, 686,4. Nu-i bine? Eu am pus deja virgula la urmă. Eu nu mi-o dat. Nu ți-a dat așa? Ții cât ți-a dat? 6804. Păi, domn profesor, avem 2 ori 2, 4, 2 ori 3, 6. Hai să lămurim acum, ca să nu ne certăm. Deci, facem rău. A, da, scuze-mă, ne-am coborât 6, ne-am recunosc. Da? Deci cât? Cum este? Da, deci ea e bine cum am spus ea. Și atunci, egal mai departe, o să spunem egal mai departe acolo cu cine? 115020. Plus... Nu știu, dar 115020, pentru că 0 nu mai contează. Care 115020? 115020. Asta contează? Păi nu după virgulă. Nu, zerourile care au fost înainte. Păi nu m-am treabă cu zerourile astea. Acum s-a transformat în așa ceva. Știu. Adunăm, facem o adunare. Deci egal deci, acum 115020. Deci da. 115.000, ca să spunem că știm și noi. 115.000. Egal cu 120 centimetri plus 686,4 centimetri. Acum suntem în aceeași unitate de măsură, centimetri. Este egal. Și cât face? Vă rog să faceți adunarea. O să fie egal cu 115.706,4. Da. 715.706,4 centimetri, da? Acum, domnul profesor, după cine mai dăm o dată la exercițiile, dați-mi acelea? Acum vă dau unul de acela și eu sterg tabla între timp. În care? Fac o tablă frumoasă, că voi lucrați, da? Iată, punem așa. O, să 3,11 ori 7,21 hectolitri. Nu. Hectolitri minus 7,01 ori 341,29. Domn profesor, dar cum se... Să zicem, decilitri egal câți mililitri? Ați distrus viața. Egal câți mililitri. Eu ștept tabla. Da? Și știți că am de făcut gând să fac o tablă frumoasă, frumoasă, frumoasă. Păi dacă ați cerut, măi copii. Da, eu am cerut. Început. Ai început? Da. Unde ai plecat? De la înmulțire. A, tu ai făcut întâi înmulțirea? Da. Poate să fac și așa. Pentru că nu mi-a zis. Adică da, nu are importanță. Ați greșit. Nu, n-am greșit, mă. De ce? Face mulțirea și găsește hectolitri și ce urmăre, atunci transformă. Și se duci la mililitri. Nu, 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 nimic. Nu, 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 sunt cu totul de acord. O, nu mă băg la mulțirea asta. Nu la mulțirea, mulțirea, la mulțire, mă. Deci fă și tu mulțirea acolo. Nu fac. Dar te rog.
Că doar știi să mulțești astea. 3,11 cu 7,21. 1, 1, 2. Hai, da, e ușoară. Doar nu e ușoară. Cum face mulțirea? E transformat. Bun, dacă e transformat foarte bine și așa merge, dar nu la știu. La prima nu știu cum se transformă. Care? Acest hectolitri? 7,21 hectolitri. În cine? În mililitri. Ar fi 100 de mii. Cred că este 100 de mii, da? Și dacă e 100 de mii, înseamnă cât? 5 zerouri. Da. Și aleargă peste 5 în dreapta, nu? Da. Două-le ai aici, 2, mai pui 1, 0, 0, 0. Și mai pui 3. Două-le ai și mai pui 3. Și spui că 7,21 hectolitri e egal cu atâția mililitri. Cu 2, 1, încă 3 de 0. Corect. Eu, bine că mi-am făcut o părți, stau ca... Care împărțire, mamă? Împărțire, mamă. A chestiile alea, de, gând, de unde trebuie. Transformare. Transformare. Așa se numește. Ce greu e să le transform după ce ai făcut numele de astea imens. Actorii ai mulțit întâi. Mai bine, nu-i greu. Nu-i greu. Chiar mai bine decât Davide. Că Davide s-ar putea să aibă o problemă când le mulțește acolo. Că după ce ai găsit 721 de mii de milimetri, mililitri, mulțit cu 3,11, trebuie să ai grijă de zerourile alea. Să nu pierzi niciunul. Iar Daria, dacă le-am mulțit întâi, că nu transformă. Mie la primul 311, așa, mi-a dat 22,4231. Sunt de acord, că 3 ori 7 fac 21, ce mai bine din urmă. Și la următorul... Deci ai spus că 22... 22,4231. 4231. Are dreptate, care are 4 decimale. Și la următorul mi-a dat... Asta e hectolitri, da? Da. Și la următorul mi-a dat 2399. Dar te rog frumos. Acum n-aș fi stat pe gânduri. M-aș dus să fie dus la mililitri, repede. Păi hectolitri ar avea 100 de mii, cred. 100 de mii. Ai care are 100 de mii are 6 zerouri. Nu, 5. A, ba, nu, 5, doamne, mă scuzați. Da? 5. 5 zerouri, 3. 4 le ai și mai vine. A, deci... scriem numărul 2, 2, 4, 2, 3, 1 și încă un 0. A, 2, 2, 2, 3, 1 și 2, 1, 0. Păi dacă 4 zerouri, 4 cifre le ai și mai... Să-mi dea 2,242,310 mililitri. Mililitri. Și acum ai terminat-o cu ăsta. Știu cum de cealaltă. Da. Și acum... Știu cum am mulțit. O să-mi dea 2,399,4429. Uite când ne-a dat. Ne-a dat așa. 2,242,310. Nu mi-a dat așa. Nu ți-a dat așa? Nu. Dacă ți-a dat? O facem. Cât ai zis tu? Aici așa, cu 3,11, înmulțit cu 7,21 și cu 3 zerouri, nu? Și trebuie să-ți dea la fel. Mi-a dat 8,3,2,9,1,0,0,0. Hai, nu se face treaba, înseamnă că Daria ne-a păcălit. Unul din voi are dreptate. 2,2,4,2,3,1. 2,2,4,2,3,1. Și eu mi-a dat un 0 la ce? Am făcut o mulțimire. Hai să vedem împreună, că noi suntem aici. În curpă. Deci noi am greșit. Transformă... Du-te și de sigur că următoarea. Hai mai să facem un treabă. Schimbați exercițiul. Nu schimb niciun exercițiu. Da, vedem. Hai să mulțim ce? Pe 3,11, uite asta, 3,11, ori 7,21, de fapt e 7,21 și cu 3 zerouri. Da. Nu așa? Bun. Și vine 1, 1, 1. Hai, te rog, să mai ajut cât, dacă mă încurc. 1, 3. 2. 2 ori 1, 2. 2. 6. 7 ori 1, 7. 7, 21. Da, așa la ce-am greșit. Cred că ai pus șirul de numere, aiurea. Da. Ah. Mai întâi am putut 7, 2. Cum? Nu știu cum. Hai mă, că eu nu vreau să știu ce ai făcut, dar nu-i corect. Nu-i corect. El mi-a dat același numere, dar numai că 2, 2117 l-am pus în loc de 622.
și s-a dus. Cum ai mulțit? Cu 7? Da. Dai cu 7 și cu 2, dar și faci așa, și în stânga, și în dreapta. Nu. Ai făcut cu 11, ai făcut 7 și cu 2? Da, nu știu ce am văzut. A scris bine. Băi, David, o trăsnai de asta, nu cred că ai făcut tot. Hai, lasă. Bă, da. Băi, n-ai făcut tot. Bă, da. Băi, nu mi-i insistam, mă. Da, și cum râzi că n-ai făcut? Tu nu insista. Băi, dați. Tot asumă-mă că nu vreau să văd. Ai zis odată, taci! Da. Asta nu-i dispus, mă. Înțelegi? Nu-i dispus. Nu-i dispus și de povestit. Așa. Nu-i de râs, e de plâns, adică. Exact. Să-ți spune pe cea dreaptă. Nu-i de râs, e de plâns. Hai. Ai greșește și omul. Nu? Aici n-ai voie. Ba da. Hai și cealaltă, David. Hai, te rog să faci. Oh. Hai că m-ai pus pe gânduri acolo cu mulțirea asta ta. Fă, da. Acum poate faci încă o dată greșeala asta, că chiar ies în stradă și spun la toată lumea. Da, Didi, a făcut așa, are o lege nouă. Alo. Haideți că acum. Cred că bateria e la sfârșit și acum le schimb bateria. Mulțumesc frumos! Nu merge online, nu? Nu merge online, nu? Deci nu se aude, s-a cadrat. Probabil că bateriile sunt pe epuizate și așa se întâmplă când bateriile sunt la sfârșit. Așa. Nu le-am schimbat când am început lecția și... Da. Dar să ne simt bun, că ne înseamnă că suntem urmăriți. Uh-huh. Așa. Acum sper să aude. Dacă am schimbat bateria, sigur să aude după ce am dat seama. Așa că continuăm. Da, da bine. Tot da bine, tot ce-a dat. Păi da bine. Ia să vedem cum am mulțit întâi. Aici acum aș continua, în ce am vrut eu, în milimetru, da? Și aș spune că prima parte e deja verificată. Ne-a dat cât ai zis, 2 milioane, 242 de mii, 310 milimetri. Corect, minus. 686,4. Nu, dar trecut aia, nu mai e bun, trebuie să ștergeți. Nu s-a făcut 7,01 ori 3. A, așa, n-am verificat. Vreți să vă dau eu cât dă? Nu, stai să vedem. Să vedem acum. Davide, hai te rog să mă ajuți aici. E vorba de 701 din decilitri, să mă duc în mililitri. Mililitri, da? Mililitri pe care spun aici. Să ne ducem la decilitri, David, la mililitri. Peste câte ne ducem la dreapta? Două. Peste două. Deci e vorba de mulțit pe 34.129 cu 7,01. Aici nu trebuie să le așezăm unele sub altele, deci pot aranja, pot să fie și mai în stânga, mai în dreapta, nu e problemă. Și 1 ori 9, 34.124 la prima, ca să punem corect, sub 1, da?
Deci 9, dar 2. De ce sub 1? De ce? Păi că înmulțesc cu 1. De ce nu puneți în spatele la 9? Deci, dacă spun în spate la 9, când mulțesc cu 0 sau cu 7, trebuie să spun sub cifra cu care mulțesc. Altfel greșești? Asta e cea mai tare chestie care trebuie care să ține în cont. Deci am mulțit cu 1. Atenție! Cu cifra cu care se mulțește, sub ea de acolo începe construcția. Eu l-am pus cum erau, adică 1 sub 9. 9 sub 1. Ai pus așa, 700, aici, da? 7,0. 1. Eu special am pus mai în stânga ca să atrag atenția că de acolo începem. Tu dacă ai pus cu 1, tot așa e respectat că zici că începem. Dar ai pus bine. Cu cifra cu care îi mulțim, de sub ea începem construcția. Deci vine 1 ori 9, 9, 2, 1, 4, 3, da? Da. Cu 0 n-ar rost să mulțesc, mă duc cu 7. Și cu 7 de aici încolo construiesc. De 3. 7 ori 9, 3. 63. Și 3 îl pune sub 1, David, ia uite, da, sub 2. Aici e foarte așa important, și da. Eu. Bun. Da, bun. 7 ori 9, 63, 36. Cu 0, 0, în carte, 0, 0, linia aceea, pierd niște timp. Deci cu 0 nu se face mulțirea, următoarele cifre, da? Da. 7 ori 9, 63, 36, 7 ori 2, 14. Cu 6. 6, 0, gata, cu sigur. 20, da? 7 ori 1, 7 și cu 2, 9. 7 ori 4, 28, 8 și 2, 7 ori 3, mă lași pe mine. Ca să vezi dacă greșesc, tu mă asisti. 7 ori 4, 28, 7 ori 3, 21, 23. 9, 2, 4, 4, 12, 2, 12, 9, 9, 3, 2. 2. Și nu îți dă cu mine. Câte? Una, două. Una, două. Care? Două? Să mai mulțim și o dată. Hai să mai mulțim o dată. Și nici nu îți dă scăderea. E prea mult. Deci, 34.129, 34.129, mulțim cu 701. Păi, da. Și să vedem. Unde, dar linia asta e bine construită cu 1? Este. Da. Cu 7 e construită bine? Hai să o vedem. 7 ori 9, 63. 63, 6, reținem 7. 7 ori 2, 14 și cu 6, 20. 0 și 2. 0 și 2. 7 ori, 7 ori 1, 7 și, 7 2. Și cu 2, 9. 7 ori 4, 28 și cu 28 și cu 2, 30. De ce și cu 2? Păi... Păi am adunat pe 2 la 7 ori 1, 7 și cu 2, 9. Am terminat. Da? Păi atunci, de ce... Hai să mai luăm o dată. 7 ori 9, 63, 36. 7 ori 2, 14 cu 6 face... 20. 0 și 2. 7 ori 1, 7 și cu 2, ăla 9. Oși tot, terminat, nu am niciun 2. Ah, domnul profesor, am crezut că... Da. Corect, dar am uitat de minusul. Păi modifică acolo. Nu, uite, dacă eu nu mă enervez, am câtea oară am făcut asta? Exact. 4 oară. Exact. Dar dacă ar fi să mă enervez, dar fii atentă, fetiță, exact. Ce faci aici, nu știu ce, nu știu cum. Sunt atât de cald. Da, așa au zis bunicul meu. Iar când am venit la matematică, spunea pe drum, aveți un profesor perfect, nu se urlă la voi. Nu urlă la voi. Deci... Noi copii, dar aici trebuie să învățăm, să înlăturăm greșelile. N-are rost să ridicăm tunul și să ne enervăm. Să iubiți matematica, nu să... Nu, dacă ne supărăm, n-am făcut nimic. 7 ori 4, 28, 2. 7 ori 3, 21 și cu 2, 23, da? Corect. 9, 2, 4, 4, 12, 9, 3, 2. Mi-am uitat de datorie. E bine. Da? Și... Două decimale sunt aici, am pus două și iată că... Ăsta-i numărul. Ăsta-i numărul. Minus, o să spunem, minus 239, hai de tare, 239 de mii, 244, 244, 29 mililitri, da? Ați uitat să scrieți. Wow, cât ar... Eu nu fac pe asta. Scăderea asta mă interesează, dar mă interesează foarte tare. O
să dai cu datorii? Domn profesor, dar să știți că nu e bine că dă cu zero. Nu. Aici sunt milioane. Gata, am văzut. Auzi, milioane. Deci mergi scăderea. Într-o parte milioane, într-o parte sute milioane. Da, am terminat. Mizi. Câți a dat? 22 de milioane, 3.000, 100... 22 de milioane din 2 milioane? Din 2 milioane dacă scad 200 de mii? Dar nu sunt 2 milioane. Ba da. Sunt 2 milioane, 242 de mii, 310. Eu fac scăderea naturală. Și o să dai, nu știi să citești numărul. Nu știu. Am mai pus un 2. Calmă, Daria, că nu... Cred că 2 milioane, 031. Dar nu, i-a pus 0. Măi, copii, să pune una sub alta. Da, dacă faci așa din cap, bravo, Davide. Dacă faci așa, nu ies. Uite ce prostie ți-a ieșit. Da. Una sub alta. Te rog să le așezi una sub alta. Daria, nu mai te necăje când așa ești precum... Cum să spun, copilul ăla care acum plânge, acum râde, acum plânge, acum râde. De ce rost are trecerea asta? Nu mie, la examen trebuie să fii calmă, conectată, degajată, lejeră. Mi-a și... dat numărul. Cât a dat, Davide? 2 milioane. Așa. 10307. Nu cred că e bine. Nu. 2 milioane. Deci mi-a dat 210306, 99. Virgula 99? 29. Virgula 29, nu. Trebuie să-i așezi una sub alta. Atenție! Davide, aici poți spune virgulă 00. Deci la sfârșit, după 10, pun virgulă 00, cât vrei, vrei tu de 0. Nu au importanță. Ce nu mi-a zis? Acum, de-aia am spus, vreau scăderea asta. Și la scădere se așează virgulă sub virgulă. Da? Deci zicem, 2 milioane, hai să zicem, 2 milioane, 242.000, 310, virgulă 00, minus 239.000, 244, virgulă, aici este esențial. Aici este esențial. Virgulă 29. Este trăsnet. La adunare și la scădere, la adunare și la scădere, atenție multă, trebuie să fie virgulă sub virgulă, dacă la mulțire nu mă interesează, pot să le pun într-un capăt și cealaltul la mulțire, aici la adunare, scădere, virgulă sub virgulă. Pentru că scădem unități din unități, zeci din zeci, sute din sute, zecimi, miimi, da? Zecimi, sutimi, trebuie de fiecare de la nivelul la care se află cifra aceea. De aceea, 9 din 0 nu se poate. Ne împrumutăm, nu găsim. Ne împrumutăm, nu găsim. Tocmai aici găsim. Și ăsta sunt 10, luam una și a rămas 9 aici. Știți povestea aceea? Da, o știu. Așa, iarăși luăm una aici, se duce aici, rămân 9 și aici 10. Și 9 din 10 face 1, 2 din 9, 7. Am ajuns la virgulă, am coborât-o. 4 din 9, 5. Da? 4 din 9, 5. 4 din 10, 6. 2 din 2, 0. 9 din 12, 3. 3 din 3, 0. 2 din 2, 0. Și 2. 2 milioane. Nu da corect. 3.000. 65,71. Deci, corect, este 2 milioane 3.065,71 mililitri. Mililitri. Nu ne mai dat din. Egal cu câți litri? Așești. Stați. Nu, nu. 1.200.306.571 și încă 3 de 0. Unde? Sunt mai mulți litri sau mai puțin? Mai puțin. Mai puțin. Și atunci virgula asta unde se duce? Se duce în fața lui 0. Așa, aici ajunge. Deci egal cu 2003 virgulă
0,6571 litri. Da? Câți, câți hectolitri? Haideți, măi, domn profesor, împărțim și o să fie 20.000. 20,0306. Nu 20.000, 20, 20,03 și tot cârdul de zecimale. Ca să mă duc în hectolitri. Deci de la litru, merg mai în stânga Daria și tu știi bine asta, împărțim la 100. Hectolitru mai mare. Hectolitru mai mare și va și veni... Și dacă la kilolitru? Și dacă la kilolitru... Să fie 2,2 kilolitri. Așa. De lapte. Deci vine 2... virgulă, dacă îi zici deodată, 0,03 06571 kilolitri. Bravo, dacă deja le știm acum, nu mă gândesc cum e clasă aici. Este acest joc interesant, înmulțirea cu 10, 100, 1000 și așa mai departe. Acum hai să facem cu timpul. Nu, da, da. Hai să vezi ce probleme frumoase vă dau cu timpul, mă, să vă placă trestea. Exact. Am mai avut una așa pisatoare. Nu, nu, nu. Asta ia să vedeți cu... Nu. Cu de la... Care e unitatea de măsură a timpului? Care e unitatea de măsură a timpului? Ora. Timp. Minutele. Minutele. Secundele. Deci, minutul, da? Adică facem mai scara ca la litru, minutru, oră. Ai, aici vedem. Multipli, submultipli de astea. Trebuie să vezi că aici e altceva. Păi, e secunda. Secunda, milisecunda, milisecunda. Deci, gândim așa. Deci, minutul, da? Minutul în loc de bază. Un minut egal cu... 60 de secunde. Așa. O oră, hai să luăm așa, o oră egal cu 60 minute. Uitați-vă cum scrie, domn profesor, o oră. 1H. Da, am scris bine. Da? O oră egal cu 60 minute. Un minut, da, un minut egal cu 60 secunde. Oh! Secundă. O zi. Egal cu 24 de ore. Da? Adică 24 ore și 60. Corect? Dacă vreți să vedem câte minute, câte minute trebuie să mulțim 24 și 60. Îți vedem minutele sau orele? Ei, da, vede. Se culcă la ora 22. Da? 22. 15 minute, 7 secunde și se trezește la, la ora, să spunem, dimineață, 6. Mă gândesc eu la 6. 48, cred că trebuia să mă oprim. Da, da, da.